Deși 2016 a fost un an agricol destul de greu cu perioade de secetă intensă, el este mai bun decât anul anterior. Marii producători agricoli susțin însă că așteptările lor erau foarte mari la unele culturi, dar că prețul de valorificare al produselor agricole este anul acesta foarte scăzut. Cea mai mare scădere se înregistrează la grâul de panificație, care se vinde la prețuri de nimic, creșterile de producție cu 15-20% neputând acoperi diferențele de cost. La celelalte culturi s-au realizat producții foarte bune, chiar mult mai ridicate față ca anul trecut, cum la grâu. Din păcate, aici diferența de producție n-a putut să acopere diferența prețului de valorificare. La grâu, față de anul trecut, prețul a scăzut foarte mult. Dacă anul trecut se vendea cu 7200-7400 de lei kilogramul grâu, anul acesta, același grâu de panificație, cel mai mult s-a vândut cu 5400. Deci o scădere foarte mare a prețului și, cum spuneam, chiar dacă au fost, știu eu, creșteri de producție 15-20%, astea nu au putut să acopere diferența de preț. Singurul preț în creștere anul acesta a fost cel la cultura de floarea soarelui, unde s-au realizat și producții foarte bune. La floarea soarelui prețul a fost în creștere și s-au realizat și producții bune. Floarea, nefiind afectată într-o proporție chiar așa de mare, se puteau realiza producții și mai bune și la floare, dacă mai aveam în iulie-august ceva ploi, dar la cei mai mulți producători agricoli s-au realizat producții peste media de cultură. În această perioadă ne aflăm în plin sezon de recoltare și procesare a sfeclei de zahăr, cultură care a avut și ea de suferit în perioada de dezvoltare, când, din cauza secetei, au existat stagnări de creștere a rădăcinii. Da, sfecla de zahăr, la fel, a pornit foarte bine. A fost o perioadă când, practic, ea a stagnat în dezvoltare, mai mult de atât s-a consumat din rădăcină datorită lipsei de apă. Ploile din ultima perioadă sunt venite foarte bine. Sfecla de zahăr a intrat în procesare și, practic, după un anumit grafic, ea se recoltează. Depinde fiecare cum numerește ca și program la recoltare. În tot cazul, în această perioadă, sfecla acumulează ca și producție, ca și digestie, datorită secetei, a avea deja o digestie foarte bună, 18-19, deci un parametru foarte bun pentru sfecla de zahăr. Vor fi producții, știu eu, undeva în jur de 40-50 de tone la hectar. Ploile din ultima vreme sunt foarte bune, sfecla de zahăr a intrat în procesare și ea se recoltează după graficul stabilit de procesator, compania Agrana. Se estimează producție de 40-50 de tone la hectar, dar aici, fiind o cultură subvenționată, există un preț prestabilit cu Uniunea Europeană. Anul acesta prețul este de 786 de euro la hectar, preț care acoperă în mare parte costurile de producție. Per total, susține omul de afaceri Vasile Balcan, agricultorii au ieșit anul acesta pe profit cu toate culturile agricole, un profit mai mic decât cel estimat, dar totuși profit.